Ăsta e podcastul lui Fințescu. Lui Fințescu. Podcast răsărit, în general despre industria muzicală, dar și despre alte subiecte arzătoare. Podcast în general înregistrat în mașină, în timp ce conduc, așa că scuzați înjurăturile, iritarea din voce, care s-ar putea să fie provenită nu numai din viață, dar și de pe asfalt. Salut și bine v-am găsit la podcastul lui Fințescu, episodul cu numărul 60. E o premieră ce urmează să se întâmple pe parcursul următoarelor 3 săptămâni, cu pauză săptămâna viitoare. O premieră pentru că e prima biografie audio a unui artist român pe care o fac aici în podcast. E o idee mai veche a mea și care a venit de s-a legat acum cu un prieten foarte bun și mă bucur că s-a întâmplat premiera cu el. Noi am pornit o discuție așa într-o doară și am descoperit că avem 4 ore și jumătate pe care ni le permite Logic Pro-ul să înregistrăm, după care înregistrarea se oprește. Noi n-am vorbit 4 ore și jumătate, am vorbit mai mult, dar am băut și niște beri între timp și nu ne-am prins nici el, nici eu că înregistrarea se oprise și am mai vorbit peste alea 4 ore jumate încă vreo 20-30 de minute. Așa că ultima parte a interviului s-a pierdut. Noroc că, așa cum ne stă bine amândurora, nu avem PR în noi. Noi n-am vorbit de chestia care îl interesa pe Dan la început, ci am lăsat-o pentru sfârșit. Așa că fix partea de PR, fix partea de promo s-a pierdut. A rămas însă povestea traseului artistic, nu știu cum să-i zic altfel, deși pare cam limbă de lemn așa, pe care l-a avut Dan în 20 și ceva de ani de carieră. Povestea așadar a rămas, ceea ce e cel mai important lucru și tocmai de asta o să vă povestesc că se întâmplă în episoadele 60, 62 și 63 din podcastul lui Fințescu, biografia audio a lui Dan Byron, și în același timp o să vă spun că în începutul fiecăruia dintre aceste episoade o să dau partea asta de promo, care de fapt este pretextul care a stat la baza acestei biografii audio. Salut, Dane, și hello. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Băi, ești nebun, cum să n-accept invitația? Adică... Da, noi ne auzim sub formă de personaje în ultima vreme mai des. Eram în... să zic exact aia, cum adică boss? Da, știi? Cum adică boss, da. Pentru că Dan a acceptat cu multă mărinimie să ia parte la podcastul Murdar, care, uite, alt eveniment și ăsta s-a încheiat. Stai să închid și WhatsApp-ul, că scrie lumea. Și tipicul episoadelor ăstora de podcast în care am invitat e că o luăm de la Pazvante Chioru și ne apropiem ușurel așa de prezent, oprindu-ne pe aici, pe acolo, pe unde găsim noi că sunt etape ale vieții tale artistice, profesionale, cum vrei să le zici, care, din care lumea care ne ascultă ar avea câte niște chestii de învățat. Așa e tipicul, dacă ești ok cu asta, aș lua-o din etapa Pantelimon a vieții tale. Eu nu că nu sunt ok cu asta, bineînțeles că sunt ok, numai că voiam să te întreb cât timp ai. Da, știu. Știi că sunt foarte multe de povestit. O luăm câteodată mai încet, câteodată mai repede, okay. Niște etape poate le sărim. Tu oricum mi-aduc aminte că acum niște ani ai scris un soi de autobiografie a ta pe care ai publicat-o pe Facebook, nu? Am publicat-o pe blog. Așa. Și a fost de fapt o chestie spusă în 3 episoade. Avusesem o campanie cu Silva, uh-huh. Și mă întrebaseră ăștia, adică aveam temă cumva să scriu un articol despre cum e să fii artist în acest moment din timp, în acest loc. Ok. Știi? Și am vrut să fiu cât mai plastic și am vrut să explic cât mai bine ce înseamnă să fii artist în momentul ăsta în România. Și am povestit tot felul de evenimente din viața mea care mi se păreau relevante, știi? Care mi se părea că ar putea să dea un oarecare răspuns. Inclusiv am scris niște chestii pe care nu le spusesem niciodată despre cum a decurs la un moment dat relația mea cu fostele trupe și de ce ne-am despărțit sau, mă rog, care erau tensiunile. Dar, mă rog, n-am intrat în nu știu câte amănunte, dar nu le-a picat bine, că am vorbit după aia cu o parte dintre ei.
Și bineînțeles că de la ei se vedea altfel, ceea ce e absolut normal. Corect. Și bineînțeles că nimănui nu-i pică bine când cineva îl vorbește cum ar veni de rău. Sau știi? Când spune o poveste din partea cealaltă, așa cum da. Probabil nici ție nu ți-ar pica bine sau nu ți-a picat bine când ai aflat reversul medaliei. Da. Voiam doar, înainte să ne întoarcem la începutul începuturilor, voiam doar să te întreb în ce an se întâmpla inițiativa asta a Barry Silva, pentru că mi s-ar părea genial ca să se repete asta cu acum, ce înseamnă să fii artist acum. Da. Să fie vreo 3-4 ani de atunci. Așa mă gândeam și eu, parcă așa mi-aduceam aminte. Eu pe Facebook, țineam minte că e pe Facebook, că din Facebook tu dădeai share și acolo, de acolo ajungeam la tine pe da, blog. Da, da, păi bine, cum se face, adică... Na. Exact, cum se face, da, că nimeni nu mai intră direct pe blog. Da. Ok, ziceam etapa Pantelimon pentru că, în afară de faptul că suntem tizi, o altă chestie care ne unește este cartierul nostru de Baștină. Amândoi provenim din Pantelimon, niciunul din noi nu mai stă în cartierul ăla. Și voiam să te întreb, noi am mai vorbit deja oarecum despre asta comparând impresii, cred că eram deja la whisky, nu mai eram la bere când vorbeam despre asta, cum era să fii rocker în Pantelimon în anii 90 și hai să mergem, să începem de acolo. Băi, știi când te gândești acum din 2020, te gândești Pantelimon rocker anii 90? Cum adică Pantelimon rocker anii 90, dar era o lume în sine, adică eu am avut baftă să cunosc oamenii potriviți și chiar intrasem într-un soi de gașcă, o gașcă măricică, aș putea să spun, în fiecare seară ne strângeam vreo 20, să zic. Aveam un loc al nostru în Parcul Morarilor, pe un deal, de fapt cred că e singurul deal chiar deal, pentru că celălalt era vis-a-vis și se numea Dealul Morgii. Așa, fără să fie o morgă pe dealul ăla? Băi, ba da, pentru că acolo era zidul spitalului. Uh-huh. Așa, deci în spatele zidului... Și în spatele zidului era morga și am avut o vreme când ne-am adunat și acolo, dar ne adunam pe fix pe dealul de vis-a-vis, unde acum sunt niște tunuri, nu știu ce au pus acolo. Da, ca să vă faceți o idee, Parcul Morarilor în momentul ăla nu era, aproape că nu era îngrijit deloc, amenajat deloc, nu exista nimic. Nu mai exista nici măcar o bancă, nu exista niciun bec, bă, dar niciunul, adică unul, să vezi. Așa că seara, în general, era ocolit de toată lumea care avea ceva în cap, știi? În afară de voi, care n-aveți eram, mare. Noi eram niște puștani, ce dracu să avem în cap. Și în plus față de asta ne plăcea intimitatea asta pe care ne dădea întunericul, știi? Adică noi ne strângeam fix seara. Băi, și de multe ori făceam focul pe dealul ăla. Adică eram ca la munte, cântam la chitară și eram cu focul, cu gașca cu focul. Era absolut fenomenal. Și mai ieșea câte unul pe geam, știi? Pe la 11, bă! 12. Bă, noi nu mai dormim, știi, de-alea. Era foarte haios. Mai venea poliția câteodată, știi? Și îți dai seama că se mai bea o bere, se mai îmbătau băieții, se mai așa. Și începeau de-astea, știi? Venea polițistul cu câinele după el, cu nu știu ce, ce faceți aici, buletinele, nu știu ce. Și venea câte unul care se uita drăguț așa, zicea, nu vă spăreați mușcă? Știi? Adică, băi, filme, știi? Foarte mișto. Dar spuneai că se cânta la chitară, ceea ce înseamnă că tu la momentul ăla deja cântai la chitară. Cum ai început asta? De ce chitară și nu altceva? Ce cântați la chitară? O să încerc să fiu cât mai scurt. Deci, așa. Eu m-am apucat de chitară în clasa 9. M-am apucat de chitară după ce deja începusem să bâșbâi niște piese la pian. Și pentru că voiam să cânt piese cum ar veni în public și nu, nu știu, într-un birou izolat din liceu militar de muzică unde există un pian. Așa. Am început să învăț chitara pentru că îmi dădea posibilitatea să pot să mă mișc, știi? Să pot să mă duc în mijlocul cu unei gașcă, unei găști, unui grup, știi? Și metoda a fost cel puțin neortodoxă, pentru că eu deja aveam toate cunoștințele de bază teoretice de muzică, eu veneam după 8 ani de muzică,
Așa că, în care studiasei ce? În care studiasem mai întâi vioară pentru 4 ani și după aia încă 4 ani de flaut. Deci eram în al 5-lea an de flaut. În timpul ăsta, făcând din clasa 5-a, deci aveam iarăși 4 ani de pian de ăsta secundar. Adică bâșbăiam ceva la pian. Nici acum nu știu prea bine, stai liniștit. De altfel, nici la chitară nu știu prea bine, dar nu contează asta. Faza este că m-am dus la magazia de instrumente, pentru că noi, fiind în liceu militar, deci scurt pe 2, eu am făcut a 9-a, a 10-a și un trimestru dintre a 11-a în liceu militar de muzică, acum nu mai există. Și de acolo, tocmai pentru că nu mai există, de acolo ieșai cumva, puteai face parte din corpurile muzicale ale armatei. Adică, cu alte cuvinte, ajungeai într-o fanfară. Muzica militară din orașul Cucuieții din Deal, știi? Da, da, și aici e ca la fotbal, adică puteai să promovezi și să ajungi, dacă ajungeai în fanfara aia șmecheră, colindai prin lume, dădeai onorul la otopeni, adică în ideea asta, sau care era planul? E corect ce ai spus tu, dar e mult mai simplu decât atât, pentru că existau în felul următor. Două muzici militare foarte importante, în București amândouă. Una dintre ele era muzica reprezentativă, care există și acum și care susținea concertele și spectacolele și mergea prin lume, exact cum ai spus tu mai devreme. Cealaltă fiind garda, așa zisa gardă, care și în ziua de astăzi se duce la toate evenimentele la care apare Iohannis sau mai știu eu ce ambasador și intonează imnul și, nu știu, bat niște bași de defilare sau ce fac. Deci astea sunt cele două. Dar toată lumea de fapt își dorea să ajungă la reprezentativă, pentru că acolo erau artiștii, acolo erau oamenii care cântau, care aveau vise, care susțineau spectacole, care nu știu ce. La gardă nu voiai să fii, pentru că acolo se muncea. Se muncea la modul că te trezeai la prima oră dimineața și te duceai să, nu știu, în frig să stai acolo. Da. Exact. Și da, asta ajungeai, sau dacă aveai șansa, deci fii atent, dacă aveai șansa ca în anul în care terminai tu liceul să înceapă un curs de ofițeri. Așa, pentru deci, că asta nu se întâmpla în fiecare an. Nu se întâmpla în fiecare an, cursul de ofițeri durea 3 ani. Așa. Și trebuia să se termine un curs de ofițeri ca să înceapă altul. Deci odată la 3 ani. Odată la 3 ani. Dacă aveai baftă să fie în generația ta, dădeai direct, știi? Aha. Și treceai mai departe și deveneai ofițer și atunci era asta ce? Dacă luai examenul. Sau dacă aveai destule pile să-l iei, ca să fiu mai exact. Și ajungeai ofițer, adică ajungeai să fii dirijor în unele cazuri sau în unele cazuri să ai funcții de conducere. Adică, nu știu, ceva mare, știi? Ok. De asta, colonel. Erai șmecher, baștan. Da, adică puteai să promovezi mai departe. Dacă nu făceai cursul de ofițeri, făceai cursul de subofițeri, care ținea un an, mai puțin o generație, care fix generația mea a avut bafta să prindă, fix atunci s-a schimbat o lege, nu știu ce au făcut ăștia, și s-a făcut cursul de subofițeri 2 ani. Ce super! Și ăștia ai mei au fost singurii proști din toată, așa, toți care au terminat vreodată, care au făcut 2 ani de subofițeri, că na. Și tu ai terminat și liceul militar? Adică tu ești subofițer? Nu. Am plecat după 2 ani și un trimestru, după cum povesteam. Așa. Așa. Și de fapt, să revenim, m-am dus la magazia de instrumente, unde aveam un prieten care era, nu știu cum să-i zic, ăsta care îți dădea instrumentul, că aveai nevoie, nu știu, făceai ore magazioner. De... Magazioner. Magazionerul. Făceai ore de țambal. Zic la mișto, că nu se făceau. Da. Făceai ore de țambal, treceai la magazie, dăm țambalul. Paf, ia de aici, știi? Și am împrumutat o chitară, pentru că, na, erau multe disponibile. Nu, cum să spun, el fiind un prieten meu, cumva avea o garanție că eu i-o aduc înapoi la un moment dat. Dar nu era, adică a fost un șmen cumva, adică nu putea orice elev din liceu să vină să zică. Da, deci a fost pănașpa. Pănașpa, păi România. Așa. După care m-am dus la biblioteca muzicală, noi aveam două biblioteci, una normală și una muzicală, și m-am dus la biblioteca muzicală și am împrumutat o carte, o metodă de chitară pentru începători, ceva, Matteo Carcassi, nu știu ce. Eu știind deja, repet, știind deja teorie, știind deja foarte bine să citesc o partitură și așa mai departe. Ei, și cu aceste două, așa, m-am închis într-un birou, și m-am apucat să iau cartea. Ia să vedem ce zice. Păi, coarda asta se numește mi. Ah, ok.
Știi? Și atunci am învățat de unul singur, cu alte cuvinte. Procesul durând evident mult mai puțin și tu ajungând în calitate de autodidact mult mai tare, dat mult mai repede, pardon, mult mai departe, dat fiind toți anii pe care i-ai petrecut în liceul de muzică. Că dacă nu știai treaba asta, era mult mai greu. Păi da, și dacă nu știam treaba asta, ar fi trebuit să o iau de la început. Exact. Să învăț și bazele, că na. Așa. Eu pricepeam ce am de făcut, plus că mai aveam un avantaj, făcusem vioară. Chiar dacă griful ăsta e foarte diferit, că e mult mai lat, e mult mai mare, are mai multe corzi, totuși aveam chestia asta de a apăsa cu degetul pe coardă, știi? Înțelegeam cum se face și mi-a fost ușor, n-a fost mare filozofie. Bun, și așa ai descoperit chitara, clasa a noua, spui că erai, da. Și mergeai cu gașca ta de rocker pantilimonezi în Parcul Morarilor din Pantelimon. În tine existând de pe vremea aia dorința ca tu să cânti în public, îți doreai treaba asta? Să știi că nu mi-am dat seama... Bineînțeles, după cum spuneam, îmi doream să cânt cu o gașcă, să, nu știu, să pot să mă exprim. Dar nu-mi dădeam seama că vreau să fac asta for a lifetime, adică să mă duc să cânt pe o scenă și să cânt rock și să, na, nu știu, să știe lumea. Tu ascultând de altfel rock pe vremea aia? Mă, e mult spus că ascultam rock, adică mă apucasem prin generală să ascult Queen, dar asta pentru că știi ce se întâmplă la un moment dat... Iarăși, paranteze, că sunt mii de paranteze, normal, și n-am cum să le ocolesc. Taică-miu avea un casetofon. Bă, ca orice tată asta, care se respectă, normal. Bă, chestia asta era o mare șmecherie, adică avea casetofon. Nu magnetofon, era un, nu pick-up, casetofon. Era un căcățel mic, mono, știi? Care se auzea încet, îți dai seama, și prost, dar noi pe vremea aia n-aveam cum să ne dăm seama de asta și îl prețuiam foarte tare. E, și de obicei obiectele pe care și le dorea intacte, le ținea la el în cameră. El își închidea camera, adică, mă rog, părinții mei își închideau camera pentru că noi mai scotoceam pe acolo, îți dai seama. Normal. Problema lor a fost dintotdeauna că le-a fost lene să-și ia cheia după ei. Și o ascundeau pe undeva. Știi? E, faza asta, lăsând la o parte faza cu cheia, că noi tot scotoceam oricum și una din misiunile noastre zilnice era să găsim cheia unde au ascuns-o azi. Adică misiunile noastre, zic, pentru că eu mai am un frate. Așa. Faza este că acest casetofon stătea în ultimul sertar de la servanta aia din sufragerie pe care o avea toată lumea. Și nu era sub cheie, dar în același timp n-aveam voie să-l folosim. Deci, frate, asta era ca creștinismul, să mor eu, știi? Atinge, dar nu gusta, sau cum era? Erau toate alea, știi? Da, uită-te, dar nu atinge. Nu, uită-te, dar nu atinge. Atinge, dar nu gusta. Gustă, dar nu înghiți. Adică, băi, what the fuck? Nu mi-l pune aici, că îl folosesc. Una din chestiile de care îmi pare rău, apropo de casetofonul ăla, este că noi, din dorința de a avea muzică nouă, pentru că taică mi-a avea fix o casetă pe care avea, nu știu, aia cu o mame, bluștit în penia aia, asta avea el pe caseta aia, și în afară de caseta aia nu prea avea mare lucru, știi? Uh-huh. În rest erau casete pe care ne înregistrase pe noi. În diverse etape ale... A, se făcea asta, da, știi? Țin minte, da. Băi, și eu mă oftic de mor că el ne înregistrase cântând, studiind, cântând ce studiam la școală, știi? Și eu le-am șters, că mie îmi trebuia casetă cu nu știu cine, adică ce... Pe normal. Uite casetă aici, lasă că nu vede tata, știi? Și nu le mai am drepturi mare. În schimb, am găsit unele pe care sunt eu cu fratele meu când eram foarte mici. Nu știam să vorbim, mă rog, eu nu știam să vorbesc, el știa să vorbească, spunea poezii de la grădiniță, ceva de genul. Așa, revenind la muzica, eram la muzica pe care o ascultai. Așa. Că i-ai descoperit și la un pe moment dat, nu știu de unde, nu mai țin minte cine ni le-a dat, ne-a dat două casete, frate. Două casete, eram cei mai tari din bloc. Așa. Aveam două casete, una cu thrillerul lui Michael Jackson incomplet... Că nu încăpea? Că nu încăpea, nu știu, era
se termina brusc, așa, adică nu mai era ultima piesă sau ceva de genul ăsta. Lady in My Life nu mai era. Așa. Așa, și a doua cu Greatest Hits, primul ăla de la Queen, ăla cel mai mișto. Aha. Știi? Bă, nene, tu-ți dai seama că noi nu că știam casetele alea, le visam. Le visați, deci știam toate notele, tot ce vrei, adică, na. Evident că în momentul în care m-am apucat să studiez pian, să studiez, e mult spun să studiez, în momentul în care am ajuns în liceu militar și am descoperit că niște colegi de-ai mei cântă Queen la pian... Ai nebunit direct. Băi, deci știi cum, mi-am mișcat un pumn, am zis cum, adică eu vreau și eu. Și am început să învăț, dar am început să învăț ca lăutarii, adică îmi arăta oia, uite și aici e acordul ăsta și aici faci cu mâna, uite așa și nu știu ce, băi, deci de unde noi știam toți note, știi? Da, da, da. Dar așa se transmitea prin viu grai. Între elevi. Între elevi, da. Noi fiind o șleachtă foarte mică de tipul ăsta în liceul ăla, pentru că 90% sau mai mult de 90% din colegii noștri se pregăteau pentru o carieră de nunți și botezuri. Normal. Din tot liceul militar răsunau peste tot, din toate clasele, din toate sălile, răsunau manele și muzică populară. Atât. Manelele de pe vremea aia. Da, adică ce Albatros, Parșivii, orice exista. Generic. Dan Armeanca. Dan Armeanca și așa mai departe. Da. Voi ceilalți erați probabil super, cum le zici, exotici. Pentru că voi da, ocoleați... Noi eram neadaptații cumva, adică oile negre. Eu am făcut școala generală 66 de pe Logofăt Dan, care este între... O știu foarte da, bine cum... Între penultima... Nu, zic și non-pantilimonezilor care ne ascultă. Corect. Între penultima și ultima stație a lui 14, deci înainte de capul lui 14, era școala mea. Eu l-am avut în clasă și acum țin minte pe Marius Vișan. Ba nu, pe Valentin Vișan, pardon. Valentin Vișan, care învăța foarte prost, care era copil de lăutari și care cânta Dumnezeiește în clasa a patra, sau mi se părea mie că el cântă Dumnezeiește, la pian și vioară, dar cânta fix manele și muzică populară, el pregătindu-se de la anii ăia pentru o carieră și se pregătea pentru că familia Vișan avea Mercedes, avea video... Avea... stai așa că trebuie să mai explici o treabă. Ce însemna să ai video? Costa cât o mașină, frate, adică... Da, 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 da. Și nu, și nu conta cât costă, nu se găsea. Adică da, dacă punct. Puteai să ai toți banii din România, dacă voiai un video și n-aveai... Nu puteai să te duci la un magazin și să ți-l cumperi. N-aveai cum. Da. Și în momentul ăla eu nu înțelegeam și am întrebat pe ai mei. Ai mei fiind ingineri amândoi. Și am întrebat, bă, dar ce are... Cum? Și mi-au zis, sunt lăutari și cântă la nunți. Și zic, păi și voi de ce nu sunteți lăutari? Adică v-ați făcut inginer ca proști, știi? Adică, pe bune, ei au Mercedes, au video, au tot ce vor ei. În ulterior, mă rog, mi-am revizuit atitudinea, ca să zic așa, și am înțeles și eu niște lucruri, dar ce încerc să spun este că oamenii care cântau la nunți pe vremea aia, o duceau în cea mai mare majoritate a lor, mult peste media celorlalți români. Bă, stai un pic, oamenii care cântă la nunți, mai ales aia care cântă bine și care au avut, au crescut încet, încet de la an la an, trăiesc destul de bine, adică nu... Asta zic, asta zic. Da, și da. Într-adevăr, adevărații artiști care cântă la nunți trăiesc mult mai bine decât mulți artiști care sunt mult mai vestiți decât ei și care la nivel de, nu știu, de creație proprie sunt mult mai departe. Da, mă rog, bine, hai să nu intru... că dacă vorbim de maneliștii șefi, ăia trăiesc ca niște prinți, adică să fim serioși. E adevărat. Dar hai să nu intrăm în partea asta, hai să rămânem la istorie. Și să spunem că în momentul în care tu ai învățat să cânți Queen la pian după ureche, lăutărește, în momentul ăla încă nu ți era clar faptul că tu voiai să devii artist. Și atunci te întreb, erai în clasa a noua, aveai vreo idee despre viitorul tău? Te gândeai ce vei face? Nu, eu aveam impresia că o să termin liceul cu pricina și că o să devin un subofițer sau dacă o să am baftă, un ofițer. Și asta e tot. Și aia e viața mea, știi? Și cu toate astea ai abandonat. Păi am abandonat din multe motive, să știi, adică eu am intrat în liceul ăla cu o încredere foarte mare în toate lucrurile juste și corecte și așa
Și am avut... Cu pieptul dezvelit, cum exact, se zice. Exact, exact, exact. Cu inocența aia de clasa nouă, știi? Uh-huh. Și am avut dezamăgiri, nu că din primul an, din prima săptămână. Îți spun eu care a fost prima dezamăgire și o să se pare ciudat, dar băi, la ora aia mi-a zgâria creierul. Deci era un tip care avea grijă de noi, cum ar veni. Era comandantul nostru de companie, știi? Uh-huh. Sau de pluton, nu mai știu de ce era. Cred că de companie era, că era locotenent. Tocmai era proaspăt locotenent. Și noi am venit în clasa nouă cu o săptămână mai devreme ca restul, ca să ne facă un mini-instructaj înainte să vină toată lumea, știi? Uh-huh. Și printre altele am învățat să facem sectoare. Adică asta însemna să facem curățenie pe o bucată, pe care fiecare avea bucata lui, știi? Uh-huh. Vestitul verx, fac sectoare și plantoane. Exact, până la liberare. Da. Și la un moment dat ții minte că ne-am apucat să spălăm geamuri, ceea ce era o chestie nouă pentru mine, nu făcusem asta niciodată. Așa. Ne-am apucat să spălăm geamuri și aveam o perdea, dar n-aveam sârma care ținea perdeaua, că nu aveam nu știu ce pretenții. Și ne trebuia o sârmă ca să punem perdeaua. Și ăsta zice, du-te și adu o sârmă. Și eu mă întorc spre el și zic, să trăiți, am înțeles, dar de unde o aduc? Și ăsta se uită la mine și zice, treaba ta, te descurci. Bă, tu îți dai seama că asta însemna instigare la hoție? Clar. Treaba ta, te descurci, adică clar. Mie mi-a picat fața, cum adică, stai un pic, eu am intrat unde e mai mișto și mai corect și mai just și mai așa și mă lovesc de asta, adică băi, ești nebun. Da, și rând pe rând s-au dărâmat și toate visele ce trebuie, mele. Aici o să fac eu o paranteză și trebuie să pui întâmplarea asta în contextul unui tânăr adolescent de 14 ani pentru care lumea se împarte în categorii clare, nu există loc de compromis și ceea ce crezi e adevărul ultim și de netăgăduit și tocmai ți s-a dărâmat lumea în momentul exact. Ăla, că un om pe care tu îl vedeai cumva just și perfect și așa mai departe te-a trimis să fură o sârmă. Exact. Da, e mișto, e secvență de film asta, poate fi transformată ușor în secvență de film. Așa. Băi, și încet, încet, cum să spun, pornind de la sârma aia, încet, încet mi-am dat seama că în jurul meu erau niște oameni cu care în mare majoritate nu voiam să am de-a face. Mi-am dat seama că toți oamenii care aveau grijă de noi, efectiv, își băteau joc pentru că aveau viețile lor și ei veneau acolo că veneau la servici și noi eram serviciul lor și ca la orfelinat, ca la ce vrei tu, pentru că noi eram internat, știi? Uh-huh, uh-huh. Stăteam acolo și noaptea. Și asta unde era? Liceu? Vis-a-vis de Politehnică. Aha, deci în capătul celălalt al Bucureștiului. Da. Așa. Și ajunsesem la un moment dat din cauza unui capitan absolut oribil care era comandantul nostru de companie și care era un idiot care dormea în unitate, nu mai țin minte din ce cauză, că n-avea unde să stea în București sau nu știu ce căcat de ăsta. Și ăla nu numai că ne controla și noaptea, când îi se scula, lui se scula, se pișe și venea să ne verifice, știi? Ceea ce era așa. Oribil, îți dai seama. Da, normal. Dar omul voia șpagă în continuu. Adică șpaga însemnând că îi duceai o sticlă de vin, că îi duceai o atenție, că îl băgai în seamă, știi? Aha. Și dacă nu? Dacă nu, te lua în vizor, știi? Și începea să se comporte din ce în ce mai prost cu tine. Băi, și eu ajunsesem, e drept că și din cauza mea, pentru că evident că mă enervasem și începusem să calc strâmb chiar dacă știam că mă vede cineva, ajunsesem la un moment dat de nu mai făceam școală. Știi? Pentru că în momentul în care ești în armată și în liceu militar e tot așa, ai niște servicii de făcut. Ești odată sergent de serviciu pe companie, ești odată sergent de serviciu la bucătărie, noaptea poți să fii planton și așa mai departe, știi? Băi, eu eram ba la bucătărie, ba sergent de serviciu pe companie, ba, pe dracu să mă ia, am făcut în mai multe rânduri, am făcut planton 1, 2, 3, că așa vrea mușchiul lui domnul capitan ăsta care era, știi? Aha.
Planton 1-2-3 înseamnă că nu dormi noaptea și bineînțeles că e ilegal, adică nu poate să-ți ceară nimeni să faci chestia asta, numai că du-te tu un puțoi de 15 ani cât dracu aveam. Și zic că ăla te-a lucrat. Exact, știi? Bun, și astea toate am plecat. Ți-ai dat demisia din liceu, cum ar veni. Da, dar a fost complicat, adică e mult mai complicat decât crezi, pentru că te întrebi de ce nu plecau toți. Că îți dai seama că nimănui nu-i convenea situația. Dar în momentul în care tu intrai în liceul ăla, părinții tăi semnau un contract cu statul, mă, știi, în care ei garantau că tu vei termina liceul și că vei lucra pentru stat și în caz că nu vei face trebuia chestia să plătească, asta, plăteau școlarizarea. Exact, da. Plăteau școlarizarea. Și nu plăteau mazărea cu viermi pe care o mâncam noi. Îți închipui, adică plăteau caviarul pe care l-am mâncat noi, Oxford. Știi? Înțelegi? Da, erai la Oxford și o duceai bine. Și din cauza asta trebuia să inventezi un motiv foarte bun și care să fie legal, știi? Și al tău a fost? Al meu a fost că sunt inadaptat social. Adică rocker. Adică rocker. Nea doctorul care mi-a dat certificatul ăsta. Asta e semi nebun de fapt, nu? Este semi-nebun, dar nu e nebun, adică e o chestie pereveneală, știi? Adică ai șanse să-ți revii, știi? Dar trebuie neapărat să pleci de acolo. Nu-ți pune dunga roșie pe buletin, cum se punea, nu știu dacă se mai pune. Nicio. Nu cred că nici buletin nu mai spune dunga roșie. Da, pe carte de identitate. Da. Dar aveai un certificat că nu, că poți să pleci, adică că nu trebuie să stai acolo, știi? Și asta a însemnat că am stat 2 săptămâni, am stat la neuropsihiatrie, la spital militar. Ma! 2 săptămâni, puștan la 16 ani, eu în spitalul militar la nebuni. Și presupun că ai văzut acolo, stai că am 10 întrebări pe care vreau să le pun deodată. Ți-am zis că trebuie timp. Nu-i problemă. Ți-au dat și medicamente... ai avut un tratament? Băi, pe lângă evidenta întrebare de ce ai văzut acolo. Ei au fost foarte finuți. Deci știau cu ce au de-a face. Le mai veniseră cazuri din liceu. Adică știau că e nasol acolo. Mai avuseseră elevi pe care îi scoseseră. Și nu m-au obligat să iau niciun medicament. Adică mi le aduceau seara, dar nu stăteau să vadă dacă le iau. Și oricum, în general, îmi aduceau somnifere. Uh-huh. Ori ca să-ți explic în ce stadiu de terminat eram, eu în prima săptămână am dormit fără somnifere aproape în continuu. Din cauza stresului și senzației de rahat până care trecuse. Atât de obosit eram. Ok, pentru că te hărtănise idiotul. Da, mă, deci după un trimestru de făcut chestia asta, eu am dormit o săptămână aproape neîntors. Ea se uitau la mine și a luat medicamentul? Nu. Băi, ești nebun. Știi? Mhm. Și după o săptămână am început să văd. Am început să mă uit în jur, să cunosc oameni, să văd cazuri, să nu știu ce. Mă, erau unii care erau cazuri simple, să zicem, dar, mă rog, complicate în felul lor, dar cazuri simple de gen oameni de 20 ceva de ani care se pișeau pe ei în pat. Sau de-astea. Adică îți dai seama că îi trimiseseră acolo ăștia din companie că nu-i mai suportau, știi? Dar e pentru că o astfel de experiență, știi că se și vorbește despre Dustin Hoffman în Rain Man sau Jack Nicholson în Zbor deasupra unui cuib de cuci, ca actori care și-au însușit experiența de a trăi într-un azil de nebuni și odată ieșiți de acolo au zis, băi, pe mine experiența respectivă m-a schimbat pe viață, nu doar că m-a pregătit pentru rolul pe care l-am jucat. E vorba despre așa ceva și la tine sau a fost varianta la ei? Eu cred că, în primul rând, ei aveau, de fapt nu că cred, ei aveau clar o altă vârstă și înțelegeau altceva din ce se întâmpla și în mod clar au fost în niște locuri unde lucrurile chiar erau pe bune. Știi, aici erau foarte mulți, gândește că erau foarte mulți care încercau să scape de armată, știi? Și erau câțiva printre ei care chiar erau cu probleme. Știi, adică câțiva care erau cu probleme, vorbesc de oameni care mergeau dintr-o parte în alta a holului, în continuu, toată ziua, cu balele curgându-le pe gât, știi, adică ăla e un caz, știi? Sau am văzut un tip care abia se mișca, deci mergea ca un moș de 80 de ani și avea ochii pe jumătate închiși și te privea așa ca și cum era drogat non-stop, poate că și era, eu știu ce-i dăduseră.
și care te prindeai din conversația cu el că nu era vreun prost, adică era un tip foarte ok, foarte împachetat la cap, numai că omul fusese bătut. El era sergent și făcuse odasta, nu știu ce, îi pedepsise pe ăștia cumva sau ceva și îl bătuseră oamenii din compania lui. Ok. Știi, adică erau și cazuri de-astea. Bun. Și ai stat acolo cât timp? 2 săptămâni am stat. 2 săptămâni, ai ieșit de acolo și ți-ai reluat adică ai intrat la un liceu normal? Băi, am intrat la Dinu Lipati, dar nu vrei să știi cât de greu a fost să intru. Pentru că una la mână se terminase un trimestru din an, deci automat ei m-ar fi și Lipati și Enescu m-ar fi pus să dau din nou la începutul anului. Să dai treapta. Cum ar veni, dar pe de altă parte riscam să nu mai intru la niciun liceu, adică lucrurile au foarte dure, știi? Riscam să n-am liceu. Bine, nu că neapărat în meseria mea îmi trebuie așa ceva, dar știi, e cam nasol în societate. Da, că nu poți să faci nimic, știi? Unul la mână, tu, asta ce spui tu, și doi la mână, tu spui asta acum uitându-te înapoi. Da. Dar la momentul respectiv, tu să rămâi fără liceu, era tragedie la nivelul familiei tale, de nu să mai... Nu s-a mai terminat niciodată. Bun, și ai reușit până la urmă să intri în trimestrul 2 la Dinu Lipati în clasa 9. A 11-a. Și ai reușit să... cum îi spune? Să-l termin. Aia îmi imaginam. Dar ai reușit să te adaptezi pentru că tu de la militarie ai ajuns și Lipati și Enescu. Băi, erau licee de artiști, ca și Tonița. Acolo era... Toată lumea era boemă. Faza a fost în felul următor. Eu am avut un ghinion care s-a transformat într-un noroc. Respectiv, nu m-au primit la instrument, nu m-au primit la flaut. Și motivele mi se par stupide și în ziua de astăzi. Era un domn profesor care nici măcar n-a vrut să audă cum cânt eu la flaut. Adică am fost să mă examineze, cum ar veni. Și omul m-a întrebat din start dacă am studiat după niște metode. Una dintre ele e scrisă de un anume Marcel Mois, un super flautist din Franța, secol XIX probabil. Alta nu știu ce naiba mai era. Și băi, ăsta m-a întrebat direct: ai studiat ăla? Nu. Ai studiat ăla? Nu. Ieși afară. Scurt, adică aia a fost examinarea, știi? Deci nu mă interesează cum cânti. N-ai studiat după ăștia, n-ai ce căuta aici. Exact. Și ăsta a fost ghinionul, dar din cauza acestui ghinion eu am ajuns să dau examen la secția de teorie. Exista clasă de teorie specializată pe teorie. Deci, ca să lămurim, de acolo ieșai ce? Băi, de acolo ieșai, puteai să te duci la compoziție, puteai să te duci la muzicologie sau, în cel mai rău caz, puteai să te duci la pedagogie. Știi? Ok, deci puteai să ieși critic muzical, puteai să studiezi mai departe și să ajungi compozitor profesionist, da. Sau în cel mai rău caz ajungeai prof de muzică pe la vreo școală sau liceu. Ca să-ți fie clar, celelalte două clase care erau de instrumental aveau un singur parcurs. Deci puteai să te duci la conservator să dai la instrument, știi? Clar. Adică, bineînțeles că puteai să dai și la celelalte secții, dar nu te pregăteai pentru asta. Mhm. Știi? Și reprezenta un efort mai mare. Da. Bun. Faza este ce se întâmplă la instrumental. Din câte mi-am dat eu seama, că stând acolo aproape 2 ani, n-am putut să-mi dau seama exact ce se întâmplă. Bă, la instrumental mi s-a părut dintotdeauna, de când am intrat în liceul ăla, că sunt altfel de oameni. La pedagogie erau mult mai calzi, mult mai normali, mult mai, știi, te băgau în seamă. Ții minte prima zi în care am fost la liceu, îmi spusese tipa care ne preda teorie, că directorul liceului, după ce a văzut că am luat proba și am luat-o cu brio, că eu chiar știam teorie, m-a prezentat respectivei profesoare și aia mi-a zis: mâine la ora cutare avem ore de teorie, vii atunci și vorbim, vedem de acolo cum ne descurcăm, știi? Bine, ok. Și stăteam pe hol, știi? Stăteam în fața clasei, ăia care urmau să fie colegii mei, se alergau pe acolo, se jucau. Normal. Ei, whatever. Eu stăteam ca bou, sprijinit de un perete și așteptam să vină aia. Băi, și în momentul în care a venit aia și m-a prezentat clasei, după ora respectivă de teorie, au venit vreo 2-3 oameni. Bă, dar noi te-am văzut acolo că stai, dar n-am știut ce-i cu tine, trebuia să spui că ești nouul nostru coleg. Bă, mie mi-a picat fața, adică așa ceva eu nu întâlnisem până atunci, știi?
Și cred că ăsta este un moment propice să spunem că diferența asta are și o cauză foarte clară, și anume concurența la clasele de instrument este atât de mare și este atât de adânc insuflată de profesori și spiritul ăsta concurențial este dezvoltat într-o atât de mare măsură, cumva pe drept cuvânt, pentru că de fapt din promoții întregi de elevi și după aia de studenți care termină conservatorul, cu adevărat carieră strălucită, cred că proporția e de 1 la câteva mii. Da. Și atunci, concurența fiind atât de mare, încă de mici copii le este insuflat spiritul ăsta de nu te împrieteni cu ăla, ăla e dușmanul, trebuie să-l calci pe gât, trebuie să fii mai bun ca el. Și eu de tot fenomenul ăsta am aflat de, și mi-a fost povestit de către fetele de la Amadeus, care mi-au zis, băi, te transformă ca om și ai nevoie de foarte mult discernământ și foarte, foarte multă maturitate pentru a rămâne om, că altfel te transformi într-un robot care calcă pe cadavre. Deci eu, de ce am făcut paranteza asta eu de data asta, este că să cumva să sprijin afirmația ta, bă, chiar ai avut noroc. Adică da. Faptul că n-ai făcut instrument până la urmă, cred că este un mare noroc. Bun, în ceea ce a rămas, deci cât rămăsese din clasa 11-a plus a 12-a, s-a dezvoltat vreo clipă, vreun germen de, bă, eu o să fac asta for a living sau încă nu? Băi, să știi că el exista deja când am intrat în Lipati. Așa. Pentru că mi se întâmplase o treabă, adică cu puțin timp înainte să plec din liceul ăla, m-am dus la Skip Rock pe stadionul Dorian Ciobuc. Se știe. Da. Și am fost în două seri. Alea au fost primele concerte din viața mea. Punct. Și ai văzut, adică, Jet Rotal. Și am văzut Jet Rotal, da. Mamă, nu cred. Am fost la același concert. Da, bineînțeles. Bine, noi și mulți alții, da. Bă, tu îți dai seama că pentru mine a însemnat altceva. Eu eram flautist, adică... Da. Păi de-aia am plus și că zis. Eu înțelegeam ce se cântă acolo și am rămas mut, adică... Ok, vag așa, la un moment dat ascultasem eu o casetă de la un prieten, dar nu știam ce cântă Jet Rotal, hai să fim serioși. Băi, nene, când i-am văzut pe ăștia pe scenă în ce hal cântau, adică ce hal de bine, m-a terminat. Chestia aia m-a distrus. Am zis, băi, asta vreau să fac for a living, în momentul ăla, știi? Okay. Și am avut și moment de reflecție, pentru că am plecat de la concert de pe Dinamo spre liceu militar vis-a-vis de Politehnică, fără bani de taxi și nu mai era niciun tramvai și niciun metrou și nimic. Deci m-am dus pe jos și am avut timp 4 ore să mă gândesc. Știi? Nu știu dacă am făcut 4, cred că 3 am făcut, whatever. Mă rog, câte ore au fost? Da, am avut timp să mă gândesc și bă, în momentul ăla am fost sigur că ăsta e parcursul vieții mele și asta vreau să fac. Știi? Așa că în momentul în care intrasem în liceu, în Lipati, eu deja știam că vreau să fac asta, știi? Și te vedeai cântând rock și nimic altceva? Sau că și asta mi se pare destul de important? Să știi că niciodată n-am fost neapărat axat doar pe o treabă, știi? Uh-huh. Spre exemplu, îți povesteam că am ascultat foarte mult Michael Jackson. Băi, eram înnebunit după ăsta, știi? Și Michael Jackson a avut tangențe cu rock-ul, dar vagi. Da, tangențe, știi? Da. El e tata lui pop. Exact. Ca să nu spun că mă apucasem să învăț figuri de dans și eram de-astea, știi, mă punea fratii meu când mai voia să impresioneze gagicile, să le arăt eu, nu știu ce, știi? Adică n-am avut niciodată clar în cap, bă, eu vreau rock, ca altceva nu, știi? Ok. Am avut, la un moment dat am avut, după pe la 17-18 ani, când mă apucasem eu să ascult foarte mult progresiv, știi? Îmi intrase în cap că, băi, progresivul este miezul, știi, și că aia vreau să fac în viață, dar progresivul este miezul, dar e doar o parte, dacă vezi doar partea aia, ești monovalent, cum să zic, știi? Eu înțeleg ce-mi spui, dar cred că e foarte important să explicăm faptul că rock-ul progresiv este, din punct de vedere al măiestriei pe instrument și al grijii cu care se compune și interpretează muzica, printre cele mai polished forme pe care le poți întâlni în muzica rock. Și de asta cumva e de la sine înțeleasă apetența ta, la polul celălalt stând, nu știu, genuri cum e punk-ul, unde nimic nu mai e îngrijit. Unde și chitara poate să fie dezacordată, că e ok.
Exact. Știi? Și unde energia și spiritul contează mai mult decât forma. Da. Eu mai fac paranteze din astea pentru că... Note de subsol se numesc, stai liniștit. Exact. Sau nota redacției. pentru că sper din toată inima să ne asculte și oameni care nu știu ce e la prog rock și să învețe de aici. Asta mi se pare extrem de... Ar fi foarte mișto. Da, asta mi s-ar părea extrem de, nu știu, o împlinire extrem de mare. Bun. Deci ascultasei niște prog rock și n-avea cum să nu-ți placă pentru că aveai și cultura necesară sau educația muzicală necesară ca să înțelegi ce se întâmpla în muzica aia. Bine, și pornind de la Jet Rotal, care erau fix prog rock. Exact. Adică, na. Da. Eu căutam rockerul din tine pentru că în capul meu ăsta era traseul normal de la un tânăr furios la produsul muzical care este Byron azi. Dar uite că n-a fost așa, ci tu ai fost oarecum eclectic în gusturi muzicale cam tot timpul. Băi, spre exemplu, după ce am învățat să cânt un pic la chitară, mă împrietenisem foarte bine cu un tip care era la infirmerie, făcea armata la infirmerie, terminase medicina și făcea doar 6 luni, știi? Și m-am prietenit foarte bine cu el pentru că l-am găsit într-o zi cu chitara în infirmerie și cânta Nirvana. Ok. Știi? Și cu ăla am început, ani de zile am cântat cu el, în particular cântam Nirvana și știam tot, știi? Spre exemplu, adică apropo de eclecticism. Și să știi că eu încă găsesc bucăți din chestiile care m-au inspirat în ce scriu. Știi? Așa cu uimire câteodată, știi? Da. Vorbind cu Doru Trăscău la un moment dat, care e născut în același an ca mine, și ca tine, sau... Parcă 79. 79 erai tu, eu sunt 78. Așa, cu Doru Trăscău vorbeam la un moment dat, pentru că mi-am dat seama că și el are influență foarte mare de Nirvana, știi? Și am zis, normal că are influență foarte mare de Nirvana, pentru că am trăit aceleași chestii, știi? În anii 90, asta era marea șmecherie, Nirvana. Și cred că influențele pe care le capeți în perioada aia de adolescență sunt influențe pe care tu le redai după aia în tot ce faci, la modul inconștient, pentru că ele parte din ceea ce ești. Ce vrei tu după aia să pui în muzica ta, alea vin peste perioada asta. Și ăsta este un alt motiv pentru care eu intru și atât de în amănunt, sau te las pe tine de fapt să intri în atât de multe amănunte, pentru că mi se pare extrem de important să înțelegi ca ascultător al podcastului ăstuia ce alcătuiește un artist. Și perioada asta a adolescenței mi se pare definitorie pentru oricine devine artist matur care se exprimă prin muzica proprie, adică pe care o compune el. Revenind la etapa la care eram, suntem în Lipati, s-a terminat clasa 11, hai să zicem că ne apropiem de BAC. A reprezentat un efort pentru tine, ai lăsat chitara la o parte, n-ai mai ieșit în parcul morarilor să cânți cu băieții, sau BAC-ul n-a reprezentat cine știe ce? Băi, a fost mai mult un stres, adică m-am străduit să învăț cât de mult am putut. Dar nu am, cum să spun, nu am ocolit ieșirile, îți dai seama, mai ales că eram la vârsta la care eram și mie mi se pare, și acum mi se pare o crimă să pui bacul la 18 ani, adică pune-l și tu mai încolo, pe bune. Lasă omul să se simtă bine. Și întâmplarea face că în perioada examenelor mă părăsise o gagică, sau mă rog, mă părăsise, era mult spus mă părăsise, că nici măcar nu fusese împreună, știi, dar se combinase cu altul, nu știu, o chestie de asta. Suferință din aia, mișto. Suferință de aia și în nopțile alea dintre examene, eu nu prea dormeam, știi, și îmi plângeam de milă și tot felul de căcaturi de-astea. Drept urmare, au fost niște probe la care m-am prezentat foarte slab. Adică foarte slab pregătit, că nu eram pregătit să nimic. Au fost niște probe la care am copiat. Și culmea, una dintre probele la care am copiat a fost, la proba aia am primit cea mai proastă notă din toate. Că ai copiat prost, ai copiat de la cine nu trebuia. Nu, eu am copiat din carte, dar îți dai seama că cine știe ce dracu am copiat, adică poate am copiat prost, știi? Și da, mă rog, am trecut peste examen, dar știi ce se întâmplă? Erau alte vremuri. Erau alte vremuri, însemnând că erau mult mai permisive din multe puncte de vedere. Și să știi că asta cu copiatul nu era că am fost eu bun să-mi inventez strategii de copiat, ci toată lumea copia și profesorii știau asta. Da, și te lăsau, știi? Pentru că era cifra promovabilității era extrem de importantă. Exact.
Și de asta toată lumea care face din învățământ o tragedie în momentul de față și zice că nu mai promovează elevii la BAC, așa este, dar nu mai promovează pentru că nu-i mai lasă profii să copieze până corect, la urmă. Corect. Ok, ai dat ce ai luat BAC-ul, felicitări. Mulțumesc, la fel. Și în continuare nu se punea problema de a face parte din vreo trupă, nu suntem în vara de după clasa a 12-a, probabil, uite, ăsta ar fi un motiv, dar acum dar stau și mă gândesc pentru care e mișto să ai BAC-ul la 18 ani, că dacă îl iei, ai parte de cea mai mișto vară din viața ta, bine, cu condiția să n-ai un examen greu de dat după aia în toamnă la admiterea la facultate. Eu n-am dat la facultate în primul an. Am zis, deci ai avut o vară mișto. Vreau un an liber. Dar trupele, să știi că deja existau în viața mea, adică în clasa 9 a fost prima pe care din care am făcut parte, deși nu eram pregătit atunci să fac parte dintr-o trupă, pentru că nu eram în primul rând tehnic pregătit. Împreună cu unii dintre băieții ăștia care cântau Queen în liceu militar, mi-am făcut o trupă, eu cu fratimiu și cu încă vreo 3 băieți. Așa. Și ne-am apucat să cântăm piese Queen, așa cum ne pricepeam noi, știi? Dar ne-am lăsat destul de repede, mai ales pentru că locul în care repetam, fonoteca liceului, era un loc de ăsta cu două camere pline de discuri și cu un nene bătrân care știa tot ce mișcă pe acolo și fuma în continuu și dacă erai cu minte îți dădea și banda cu Pink Floyd. Știi? Oh. Așa. Și nenea respectiv ne-a lăsat să repetăm acolo. Doar că după vreo 3 repetiții la un moment dat l-a luat pe fratele deoparte și a zis că poate ar fi o idee să-și caute un alt vocal. Băi, avea dreptate, deci pe bune, că eu mă chinuiam, adică tu ți închipui că Freddy totuși, adică e unul dintre cei mai mari vocaliști care au existat vreodată, ce să-i mizi la ăla, frate, adică, știi? Clar, nu, dar e atât de mișto asta, așa. Da, 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 da. E, și după aia, în 95, deci intrasem în clasa 12-a, în 95. Stai, cum se chema prima trupă? Aveați nume? Ați cântat și vreodată și la public? Nu. A, deci erați niște, practic, nu erau o trupă, erați niște băieți care erau cântau... Erau niște băieți, da. Da. Niște Queen, nu știu cum niște se Queen, da. Că niște băieți e o trupă, de fapt. Da. Și după aia, în 95, la un moment dat, după ce m-am săturat să cânt pe stradă, eu am cântat pe stradă în 95 tot anul, pentru că intrând în Lipati mi-am dat seama că eu nu pot să mă duc cu prietenii, noii mei prieteni să bea o bere, că n-am de unde să am bani. Și atunci și cântai pe stradă. M-am inspirat din ce am văzut la alții, știi? Și m-am dus și am cântat pe stradă și a fost o experiență foarte ok. Și cântai pe stradă la chitară, presupun, și la și din voce? Da, la chitară și la voce și atunci când cântam cu încă cineva, că au fost multe cazuri în care aveam partener de cântat, cântam și la flaut. Adică era un plus, știi? Da. Mm-hmm. Wow! Și după ce m-am săturat, pentru că pur și simplu, bă, erau niște polițiști mizerabili care... Să spunem, suntem în anii 90, când de fapt poliția era mai degrabă încă miliție. Iar din punctul meu de vedere, diferența dintre poliție și miliție este următoarea. Și o să povestesc treaba asta fără să îi cer voie. Un foarte bun prieten de-al meu pe vremea aia și cu care țin legătura așa cum este Paul Grigoriu Junior, băiatul lui Paul Grigoriu, fanslayer amândoi, eram pe Dorobanți, clasa 9-a, eu mai mic, pletoși, și ne plimbam și doi milițieni, că era în anul 93, deci efectiv milițieni, cred că nici nu erau uniformele noi, cred că tot alea vechi erau. Noi cântam, săream, dar nu spărsesem nimic, nu furaserăm nimic și au trecut și l-au luat pe Paul, efectiv l-au luat de păr și de un braț, fără ca el să existe vreun motiv legal pentru asta, și l-au băgat în interiorul unei instituții de stat și l-au bătut. Da, l-au bătut la propriu, adică l-au bătut. Noi toți ceilalți așteptam în fața ușii că nu plecam fără el de acolo și vedeam prin geam cum îl bat. Nu l-au bătut rău, adică au dat cu simțul responsabilității, fără sânge și nas spart sau așa, dar l-au bătut.
ne-au băgat și pe noi acolo, ne-au controlat în toate buzunarele, ne-au dat câte o scatoalcă după cap și după aia ne-au zis să mergem. Iar nouă nicio clipă nu ni s-a părut că ăsta ar fi un abuz. Dacă poliția ar face treaba asta acum, toai de capul meu. Păi da, e, de asta zic că în anii 90 n-aveam încă poliție, deși așa îi zicea, era miliție și percepția noastră asupra lor era alta. Știi care e treaba? Că trebuie să înțelegem care e diferența dintre termeni, în primul rând. Că miliția este o treabă de control asupra publicului, să zicem, de coerciție, cum se numește chestia asta. Da, exact, o măsură coercitivă. Pe când miliția e o instituție de protejare a publicului, știi? Exact. Adică sunt două chestii foarte diferite. Iar tu în perioada aia aveai de-a face încă cu miliția. Da, cu foști milițieni deveniți doar cu numele polițiști. Știi ce se întâmplă? Adică idioții aia se uitau în buzunarele unor puștani care cântau pe stradă, mă. Știi? Veneau să ne dea amendă, cicăse, ca să le dăm o șpagă, să ne lase să cântăm pe unde vrem noi. Adică, băi, pe bune și chiar nu deranjam pe nimeni. Dar, mă rog, ideea este că asta se întâmpla la ordinea zilei. Ne alergau peste tot pe unde ne prindeau. Și în ziua respectivă, singurul loc în care am putut ziua, vorbesc cu ultima zi în care am zis, băi, gata, eu de astăzi vreau să mă apuc de altceva. A fost o zi în care singurul loc în care am putut să cânt, eu și cu colegul de atunci, cu Arsene, un super băiat, am cântat la universitate, la metrou, la ieșirea aia dinspre Inter. Ok. Bă, nene, și băteau un vânt, era un curent acolo, muta fălcile. Și nu se oprea nimeni, îți dai seama, oameni zgribuliți care treceau repede, repede pe holul ăla să treacă mai repede spre metrou sau invers. Cine dracu să se oprească să asculte pe doi proști care cântau acolo, adică pe bune, știi? Și nu făcusem nici bani. Dar să le mai dea și bani, asta zic. Da, nu făcusem nici bani. Eram și rupți de frig și de nervi și de ce vrei tu. Și în ziua aia am zis, bă, Arsene, nu te supăra pe mine, dar eu de mâine nu mai vin, frate. Mă duc să-mi fac trupă. Mă fac eu mare. Pă bune. Și bine, omul s-a uitat în ochii mei și a zis, bine, tane, fă-ți. Știi? Și în ziua de astăzi vreau să zic că este foarte mândru de mine. Adică e, știi, când ne mai întâlnim sau când mai vorbim pe internet, este acolo. Băi, el era un tip foarte mișto și e un tip foarte mișto. Ca să-ți faci o idee, era mai mare ca mine, era un golan direct, știi? Așa. Dar omul ăsta avea grijă să respect orarul la liceu. Mă ducea special, mă ducea de multe ori să fie sigur că mă duc la școală. Tare. Băi, el nefiind la liceu. El neterminând liceu, adică ce vorbim, știi? Și mi s-a părut o dragoste frățească foarte mișto, știi? Adică am apreciat chestia asta și n-am uitat-o, știi? Și mișto că l-ai adus cumva în poveste și pe el. Cred că de-a lungul timpului golan mișto sau derbedei mișto cu spiritul ăsta fratern sau chiar patern, dacă diferența de vârstă era îndeajuns de mare, nici eu n-am fost ușă de biserică în perioada adolescenței mele și eu la rândul meu am avut parte de astfel de oameni în viața mea care m-au învățat și cum e treaba pe stradă, m-au învățat și cum să mă port și în același timp aveau o grijă deosebită pentru educația mea la care ei cumva, ori pe care eu o abandonaseră, ori la care ei n-aveau acces. Da. Și respectau asta la modul cel mai sincer. Și, mi se pare foarte tare, adică oamenii ăștia trebuie apreciați până în pânzele albe, pe bune. Exact. Bun, și ai zis lui Arsene că tu de mâine îți faci trupă. Cum se întâmplă asta? Adică, presupun că nu știai cum se face. Păi, nu știam cum se face, dar de niște ani citeam Pop Rock and Show. Cred că se transformase deja în Vox Pop Rock sau nu știu dacă se transformase deja în Vox Pop Rock, dar ajunsese să fie foaie de aia color și mai lucioasă, știi? Da, 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 spre glossy. Da, spre glossy, așa. Și vedeam săptămână de săptămână anunțuri de la tot felul de oameni care își căutau trupeți. Și cumva de acolo m-am gândit să o iau. Și am dat un anunț. Un anunț în care, cum să spun eu, ca orice român care se respectă, mi-am făcut PR, adică băi, cel mai tare, fac drag, cânt și la aia, și la aia, și la ailaltă, mamă, vreau să-mi fac trupă de progresiv. Așa, okay. Am zis. Știi?
Bă, dar stai, aici mi se pare interesant, pentru că tu când ai zis de acolo am pornit, mă așteptam să fi citit anunțurile de oameni care caută și să te fi dus să faci tu parte dintr-o trupă. Orice om normal ar fi făcut așa cum spui. Dar de ce să fie simplu? Da, nu știu. Oricum, ca să fie și mai complicat, așa. Nu mi-am lăsat numărul de telefon. Mi-am dat doar adresa. Bă, s-au apucat oamenii să-mi scrie scrisori, ești nebun? Genial. Foarte tare, da, foarte da. Tare. Și am primit, nu știu, vreo 10-20 de scrisori. Unele dintre ele, îți dai seama, picate din lună, fără nicio legătură cu subiectul. Altele, direct și scurt și la obiect. Sună-mă la numărul cu tare, sunt cu tare, știi? Adică puteai să lași numărul de telefon că te sunam eu, tâmpitule. Exact. Da. Și unul dintre oameni a fost Ionuț Calotă de la Floarea Albastră, basistul de la Floarea Albastră, care era trupă de progresiv, adică direct. Așa. Și un altul a fost Narcis Nica de la Gaze Roze, care era o trupă de punk care cânta cover-uri după Zappa, ca să-ți faci o idee. Adică... Gaze Roze, da? Da, da, să ne înțelegem. Gaze Roze, cel mai tare nume de trupă ever, știi? Da. Și am fost în ambele cumva, mă rog, am fost în ambele, am fost implicat și colo și colo cumva. Cu Ionuț m-am întâlnit la preoteasa, m-a dus în sala lor de repetiție, care era undeva în pod, că tot vorbeam noi de unde ai fost tu la teatru. Da, da. Și problema principală la Floarea Albastră era că eu nu am înțeles niciodată de ce m-a căutat cineva, pentru că ei n-aveau nevoie de nimic. Cred că Ionuț a fost atât de siderat văzând anunțul că n-a putut să nu scrie. Știi? Da, asta se întâmpla cu Floarea Albastră, dar pe de altă parte să ajungi să cânți prog și punk mi se pare tare, adică apropo de eclectism. Da, de ce nu? Și cu Floarea Albastră n-am apucat să cânt niciodată pe scenă. Faza e că nu prea, după cum îți spuneam, nu prea aveam ce să cânt. Eu completam niște chestii care puteau rămâne necompletate, adică nu era nevoie de ele acolo. Eram și eu un copil de mingi, hai să zicem. Dar cu ei am văzut prima dată cum e să mergi în deplasare. Oh. Pentru că am fost la Giurgiu. Mă, de parte rău. Băi, am fost la Giurgiu, unde ăștia aveau 2 sau 3 seri la rând în ceva casă de cultură și în fiecare seară cântau alt repertoriu. Mamă, Doamne. Deci aveau seară de jazz în care cântau doar Cicoria. Wow. Știi? Aveau seară în care își cântau ei piesele lor și mai aveau încă ceva, nu știu, o treabă de asta de... Și aveau o seară în care le combinau sau nu știu ce căcat. Și probabil și aveau, că aceste 3 seri fantastice în aceste 3 seri fantastice se mergea pe cazare, masă și... N-aș ști să spun. Pentru că eu n-am ajuns să cânt nici măcar o seară. De altfel, în prima seară am plecat cu trenul acasă. De ce? Pentru că la probele de sunet... Așa? Era vânzoleală pe scenă, eu puștean, un puștean slăbănog, înalt și slăbănog, așa, pe scenă, nu-mi găseam locul, dar nu știam să stau și eu lângă scenă sau să mă fi pus pe un scaun, dracu, că n-aveam ce să caut acolo. Și mă vânzoleam și eu cu ea pe scenă, adică ei aveau treabă, eu nu. Și băi, la un moment dat, m-am împiedicat de microfonul de tobă mare și i-am rupt pe lui fața, nu știu, 5 centimetri, hai să zic, mult 5 centimetri, 3 centimetri acolo. Bă, în ziua de astăzi n-ar fi niciun bai, adică ar fi, băi, vă care, îmi iei o față de tobă. Ok, nicio problemă, știi? Bă, pe vremea aia nu exista, adică omul muncise pentru tobele alea de se căcase pe el, nu știu prin ce minune și le cumpăra, se avea niște tobe Tama, ții minte, foarte așa. La vremea aia în România, Tama era un fel de Porsche. Era super, super tare și... nu cred că avea de unde să-și ia o față de tobă de Tama, plus că probabil că costa o avere, știi, adică na, și cine să plătească puștanul pe bune? Și îți dai seama că eu n-am mai cântat în seara aia, adică ăla s-a normal făcut verde în momentul în care a văzut, s-a făcut verde, s-a, da, știi, by the way, ăla e unul dintre cei mai faini instrumentiști pe care i-am văzut eu în perioada aia,
tobarul se ridica de la tobe și punea mâna pe orice instrument din sală și cânta mai bine ca ăla. Mamă! Bă, deci eram căcat pe mine, deci nu exista. Și hai să știi care și mai era treaba? Dacă tot vorbim despre el, că... Băi, Sucă îi se spunea, dar nu știu cum îl chema... Ok, Sucă. Sucă. Faza este că era și un om de un bun simț de la... El putea să facă asta, dar nu o făcea. Era jenă, mă, să ia instrumentul ăla, să se apuce el, să știi? Să arate el, da. Da. Mamă, și cânta, eu l-am văzut cântând la clape, de am căzut în cap, jazzuri grele și de-astea. L-am văzut cântând la bas, de am căzut în cap. L-am văzut cântând la chitară, de se uita Manolovici și se uita Crucii, știi? Când l-a văzut cântând. Știi? Și ăsta zicea, nu, că nu, vrem, știi? Dar se vedea pe el, mă, că era un tip cu niște cearcăne enorme, care probabil că nu dormea nopțile cântând, studiind, știi? Și bineînțeles că bătea toba de înghețai, știi? Ca să lămurim aspectul ăsta, deci tu ai ajuns la Giurgiu, ai rupt fața tobei mari și ai plecat acasă. Stai așa, că mai e o mică povestire între timp. Așa. În backstage, am stat tot concertul, sau aproape tot concertul, am stat în backstage, unde era prezentatorul show-ului, care mai cânta și două piese cu Floare Albastră. Ah, ok. Prezentatorul show-ului, care era nimeni altul decât Adrian Pintea. Bă, ești nebun. Da. Wow. E, și Adrian Pintea, bă, fuma în continuu. Normal. Țigară de la țigară, ore. Deci, în continuu. Și vine puștanul meu slăbănog și înalci așa la el și se uită așa și zice, Adi, nu crezi că cam exagerezi? Ma. Bă, l-am văzut pe ăla cum se înverzește, altul care se înverzește în ziua aia. Deci s-a uitat la mine, m-a luat la înjurături, îți dai seama? Îți dai seama ce ai zis lui Iancu Jianu în momentul ăsta? Și cam la atât s-a redus relația mea cu Adrian Pintea. Iar, nu știu, o oră mai târziu m-am dus la hotel, mi-am făcut bagajul conștiincios și m-am cărat acasă, că n-avea niciun sens să mai încurc pe nimeni, era păi clar. Păi nu, călcase în toate străchinile în care puteai să fii călcat, da. Era un gest logic. Da, da. Te-ai dus acasă. Asta a marcat și ieșirea ta din trupa Floare Albastră sau ai mai rămas? Păi nu era, nu existase intrare, din ce să ies. Adică... Mă rog, te-ai mai dus pe la repetiții? Nu, dar a avut o urmare. A avut o urmare pentru că Spiel, vocalistul de la Floarea Albastră, în momentul în care a fost sunat de Lapi, de la Krypton pe vremea aia, a fost sunat de Lapi, băi, nu știi cumva un vocalist? Noi ne căutăm vocalist la Krypton. Spiel i-a zis, ba da, îl știu pe băiatul ăsta și a dat numărul meu de telefon. Pam, pam. Ăsta a fost primul episod din biografia audio a lui Dan Byron. Ea va continua peste două săptămâni, că săptămâna viitoare e ultima din lună și e momentul pentru topul la bula mea. Dar primele două săptămâni din decembrie vor fi dedicate lui Dan Byron și vieții lui. Biografia audio, așadar, va urma episodul 2 peste două săptămâni. Hai pa!